Bună seara și bun venit la Somcast, un podcast de adormit oamenii mari cu Raul Gheva și Constantin Bojog. Nu știm prea multe, dar știm sigur un singur lucru, că nu știm nimic. Este foarte adevărat și fals în același timp. L-am parafrazat pe Socrate cumva. Socrate? Socrate. Socrate el. Deci că te-ai întâlnit cu el acum câteva episoade, când ai călătorit în timp. Cred că în primele episoade pe care le-am înregistrat, da. Mi-e dor de el. Ori ce mai face în universul paralel în care el trăiește. Și știe de la tine că... Da. Da, știe de la mine că... Costu, ce s-a întâmplat cu cuvântul obârșie? Ce să se întâmple, domnule? S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu multe, multe alte cuvinte. A fost uitat. A fost înlocuit de un cuvânt împrumutat din altă limbă. Lăsat în bătaie de joc. Țineți minte cum a fost, cum a murit Gică Petrescu? Așa s-a dus și obârșie. Singur, în garsonieră, n-a mai trecut nimeni pe la el. Mirosea, căcata, pipi. Așa s-a dus cuvântul obârșie. Era plin de pipi și de caca. De 4 zile nu l-a mai folosit nimeni și pur și simplu l-a uitat. Au mai fost câțiva ca să-i aducă așa un ultim omagiu și după aceea, pa, la revedere, l-am uitat. Obârșie, merge un pic din vinul acesta pentru tine. Pentru obârșie și alte cuvinte. Ca obârșie. Sănătate. Episodul 33 din Somcast, un episod în care am revenit la obârșii, ca să așa, și îl înregistrăm chiar din garsoniera care mirase a caca a cuvântului obârșii. Da. Uite, aici a dormit obârșie, venea după ce era folosit în fiecare zi, venea și mai dormea, că noaptea nu prea se folosea obârșie decât pe la 4-5 dimineața de către bețivii satelor. Da, a primit din ce în ce mai puține utilizări spre sfârșitul vieții și de asta. Da. Costel. Da. Sponsorul episodului din această seară, episodul 33 din Somcast, este Ovidiu Lipan Săndărică. Mulțumim mult. Mulțumim Ovidiu Lipan Săndărică și ne-a rugat să-i spunem, să transmitem acest mesaj. Vrea să se știe că el a făcut mai mult sex decât Ilina Stasi. Da. Cu mai multe femei. Ne-a dat mulțumim pentru cei 2000 de euro pe care ni-a dat, doar să spunem această informație în podcastul nostru. Da, Ovidiu Lipan Săndărică. Și nu mi se pare corect, pentru că Ilie Năstase are așa un avantaj că a călătorit mai mult, dar noi zicem că Ovidiu Lipan Săndărică a făcut mai mult sex cu mai multe femei de-a lungul timpului. Pentru că uitați-l cum bate la tobe la vârsta lui. Voi credeți că Ilie Năstase mai face tenis cum bate Ovidiu Lipan Săndărică la tobe? Da. Nu? Adică nu, vreau să zic că sunt de acord cu tine, nu că da. Da. Impresionant. Uite, nu am văzut asta niciodată. Că are brațe puternice și picioare. Deci este... Dai seama, da. El face, practic, nu face sex, că de fapt intră în solo de tobe de la Negru Vodă. Și la sfârșit de... Uite, îți dai seama cum a fost, cum era să fie în trupa Phoenix. Vremea aia, erai singurii oameni cool din toată țara. Efectiv, nu mai exista nimeni cool. Mamă, da. Era Nicu Covaci, Săndărică, Manciu și ceilalți. Și violonistul, ăla la vioară. Da, ăla a venit Neumann după 90. Da? Care, da. Da. Este o melodie care îmi ridică părul pe mâini și acum, chiar dacă face parte din radioul nostru, Radio Rock Bășit. Este aia. Negru Vodă. Negru Vodă și-a lui ceată. Mamă, deci efectiv îmi vine să dau cu 130 pe autostradă în momentul respectiv. Da. Mulțumim, Ovidiu Lipan Săndărică, încă vreme. Respect. În această seară vom începe podcastul cu un număr de stand-up
Sleep Down Comedy, nu? Dacă da. Asta am înțeles. Da. E un număr material fresh, pregătit de Constantin și este un stand-up de culcare. Bună seara, bine v-am găsit, vă mulțumesc foarte mult că nu aplaudați. Cel mai bine să stați cât mai liniștiți acolo, că o să fie un pic de stand-up de nani. Ați observat că sunt unii care cu vehemență spun că suma vicilor e constantă, o folosesc în limbajul lor. Hai că suma vicilor e constantă. De unde este această expresie și ce matematician rupt în gură a venit cu această axiomă? Și de fapt, cui se adresează această chestie cu suma vicilor unei persoane sau este constantă? Sau este suma vicilor tuturor persoanelor este constantă? Și care este această constantă? Este un număr real, rațional, este 3,14, e un număr 6, suma vicilor este 6,6 în perioadă. Vrem să știm și noi care este această constantă, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Adică, eu dacă sunt un om și această axiomă e adevărată că suma vicilor e constantă, înseamnă că trebuie să am neapărat un anumit număr de viciu. Și ce fac? Dacă renunț la unul, trebuie să mă apuc de altul? Asta vrei să-mi spui cu suma vicilor este constantă? Dacă eu mă las de fumat, am lăsat un loc liber la un viciu și cumva trebuie neapărat, adică corpul și personalitatea mea caută un viciu acum ca să păstrez constanța vicilor? Ai fost efectiv ca proful meu de matematică. La fel de amuzat era de conceptul matematic. El mi-a zis despre paradoxul ăla, știi, cu, nu mai știu cum se numește. Ideea este, deci între mine, eu, paradoxul pe scurt este, eu nu pot să ajung la tine, este, nu am cum. Pentru că între mine și tine este o distanță, da? Doar că ca să ajung la tine, eu trebuie să ajung la jumătatea distanței, nu? Dintre noi doi. E, după aia, între mine și jumătatea distanței aia, eu ca să ajung la acea jumătate, trebuie să ajung la jumătatea distanței ălea. De rămase. Da. Dar după aia, ca să ajung la jumătatea distanței noi distanțe, trebuie să ajung la jumătatea ei. Și practic eu nu pot să ajung la tine pentru că trebuie să trec printr-un infinit de jumătăți de distanță. Am înțeles. Știu despre ce e vorba. Asta este că dacă ai înjumătății atomul, tot ar rămâne ceva. Știi că era chestia asta, nu? Că după aia dacă și după aia jumătate de atom, dacă îl împarți în jumătate, tot rămâne ceva și așa mai departe, nu? Nu era despre asta? În proful meu de matematică zis-o cu distanța. Interesant, da. Eu știu principiul acesta. Asta e un paradox? Da, știu că e un paradox ăsta. Dar nu mai știu cum ești. Paradoxul... Oare ce înseamnă paradox și de unde vine? Para trebuie să însemne că e pe lângă, nu? Și dox ar trebui să însemne dox. Înseamnă pe lângă... Hai să vedem. Paradox. Gen când ești doxă de paradigme. Da. Deci, mama, există... Uite aici un alt paradox care îmi place foarte mult. O ființă omnipotentă. Dumnezeu, să zicem. Poate crea o piatră atât de grea încât nici el să nu poate să o ridică? Să ridice? Deci dacă ai toate puterile lumii, poți să faci un lacăt pe care să nu-l poți deschide nici tu? Dacă tu ești omnipotent. Nu. De ce? Pentru că faci un lacăt pe care nu poți... Deci prima dată faci lacătul pe care nu poți să-l spargi. Da, da, poți să faci orice. Păi da, tocmai, dar prima dată îl faci ca să nu poți să-l spargi. Și le spui... altora, le zici, uite, ăsta e un lacăt pe care nici măcar eu nu pot să-l sparg. Și oamenii te cred și după aia, după ce te cred, îl spargi. Că ai, ești foarte puternic. Și ai toate puterile. Okay, și ai toate puterile. Mai e ăla cu toți cretanii sunt mincinoși, zise Euripide cretanul. Aha. Deci toți cretanii sunt mincinoși, spuse Euripide cretanul. Da. Și el a spus adevărul sau a mințit? Păi vrei să spun ceva? Euripide când a tras această concluzie, el s-a sustras din păi cum s-a sustras dacă a zis toți cretanii? Păi da, toți cretanii, doar că el în acel moment a zis eu nu mai sunt cretan, eu sunt un om care observă cretanii.
Și ce am observat eu la cretani ăștia, este că sunt niște mincinoși. Știu, și eu sunt cretan, dar eu nu sunt cretan ca ei. Uh-huh. Ăștia sunt niște cretani nenorociți. Cretanii dracului. Nu? Nu, așa funcționează paradoxul, că ar fi fost... Eu cred că demonstrez toate paradoxurile acum cu gândirea mea. Da? Deci le iei pe toate? Hai. Ok. Deci eu acum am demonstrat că Euripide, când a zis adevărul, că toți cretanii mint, spuse Euripide cretanul. Cretanul, așa. Da, că e și el cretan, dar nu era cretan atunci, era doar un observator. Bun. Paradoxul din Catch 22, știi, nu? Nu. Deci piloții pot să iasă din piloții de avion. Puteau să scape de luptă dacă demonstrau că sunt cam nebuni. Dar cine vrea să iasă din luptă, din start este sănătos la cap. Înțelegi? Deci tu, ca să scapi de luptă, trebuia să demonstrezi că nu ești sănătos la cap. Da. Dar dacă tu vrei să ieși din luptă, din start ești sănătos la cap. Da, dar ai putea să faci pe nebunul. Mm-hmm. La ce mod? Deodată să fii că ai descoperit pacea și lumina în lume și ești genul ăla de nebun foarte în pace. Eu nu mai pot să mai omor pe nimeni. Ha, 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 ha. Eu nu vreau să mai fac asta. Mie mi se pare că toate ființele sunt... Ha, 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 ha. Ai perfectă dreptate. Ce și-a luptă? Nu, mulțumesc. Eu nu mă mai lupt. Ha, 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 ha. Ok. Dacă faci așa, eu zic că dacă răspunzi așa la curtea marțială, s-ar putea să te creadă nebun. Eu sunt pe pace, tra-la-la-la-la. Nu îmi puși pe nimeni. Eu cred în pacea între oameni. Am demonstrat cât de cât? Da. Bun. Un alt paradox. Așa. Dacă într-o cameră sunt 23 de oameni, da, este mai mare șansă ca doi să aibă aceeași zi de naștere. Da. Da. Păi de ce? Gândește că ai unul din 365 de șanse să e ziua ta de naștere. Sunt 23 de oameni, nu? Da, într-o cameră, da. Bun. Și sigur, dacă sunt 23 de oameni într-o cameră și aici e foarte important să înțelegem care este întâlnirea socială. Contează evenimentul. Evenimentul contează. Dacă este o petrecere, este clar, dacă e o petrecere de ziua cuiva, e clar că nu sunt doi născuți în acel zi. Dacă e ziua unuia și s-au adunat 23 de oameni, e clar că e ziua unuia de acolo. Deci dacă e la o petrecere de ziua cuiva... Păi ne-am zis că 50% șanse ca să fie doi oameni cu aceea zi de naștere. Da, deci în situația asta 50% șanse să nu fie. Ai rezolvat-o și pe asta, Costel, bravo. Nu, dar cu toate în rest, dacă e o altfel de întâlnire, să zicem că se întâlnesc niște oameni, pur și simplu, doi poate să fie născuți în același an. Mai mult de doi poate să fie născuți în același an. Bun. După care poate să fie... Poate să fie toți născuți în același an. Ok. Dintre ăștia poate să fie jumătate născuți în aceeași lună. Se poate. Că-s 12, 23 e așa, dă-s 12 luni. Nu e mare chestie. Se poate tot, dar că e ciudat că probabilitatea este de peste 50%. Da, și după aia, în alea... Puteți matematică. Da. Mai e unul. În orice secundă, în orice instanță, o mișcare a unui obiect este, nu poate fi depistat. Adică atunci când măsori o instanță, toate obiectele care chiar dacă sunt în mișcare, ele sunt pe loc în acea instanță. Da. Deci practic mișcarea este imposibilă. Dacă în fiecare instanță în sine niciun obiect nu se mișcă, cum se întâmplă mișcarea? Ele doar au o altă poziție, dar nu se mișcă. Da, mă, da, dar este exact pe principiul stop cadru. E aceeași chestie. Când faci această instanță, nu e de parcă când da, pui pauză. Da, dar extrapolează această instanță la realitatea noastră. Păi da, deci e... tu instanță ai fost aici și în altă instanță ai fost aici. Nu există nicio instanță în care ai fost între.
Ba da, există această instanță când ai fost între și e o poză, când faci o poză și este obiectul în mișcare, îi vezi acea instanță. Se vede blur, se vede blur și se vede, se vede ca niște dungi. Băga-mi aș picioarele, deci am cam demonstrat tot. A rezolvat toate paradoxurile. Păi când aveți oameni, dacă vi se pare că viața voastră este plină de paradoxuri, în relație, în relația cu șeful, dacă se întâmplă multe, multe momente pe care nu vi le explicați, vă aștept. Dr. Paradox Constantin Boșoc. Cabinetul pe strada Batistei. Batistei numărul 123, cred. Vis-a-vis de restaurant Voma Porcului. Vis-a-vis de, da, de Voma Porcului. Aveți probleme în familie, situații dintre alea pe care nu vi le explicați, un paradox mueresc, să zicem. Te-am rugat să, știi? Și o chestie dintre aia de n-are nicio logică, veniți și vă rezolv. Da, de paradoxul ăla al bunicului, știi? Nu. Ăla din problema călătoriei în timp. Stai că văd că aici e pusă cumva. Deci. Așa, vreau cu călătorie în timp, îmi plac astea. Un fizician care lucrează la a inventa mașina timpului este vizitat de o versiune mai bătrână a lui, care îi dă planurile pentru o mașină a timpului. Și versiunea mai tânără folosește acel plan ca să construiască mașina timpului, ca să ducă înapoi în timp ca versiunea lui. Da, este cea mai mare porcărie de care poate exista în legătură cu mașina timpului. Deci, este atât de stupidă toată treaba asta, că nici măcar nu este un paradox. Este o chestie stupidă. Dacă este pe bun, este cea mai stupidă chestie. Deci, cumva, la 60 de ani, omul ăla se întoarce în timp cu planurile de la, da, ca să-l facă la tânăr. Deci, nu are nicio logică, pentru că la tânăr se apucă de atunci și face planul până când, la 60 de ani, da, până la 60 de ani, descoperă mașina timpului, descoperă, o las o frumos foaia, hârtia cu tot planul cu și așa mai departe și n-are de ce să se întoarcă în timp pentru asta. Da, te întorci în timp să vorbești cu tine mai tânăr, să zici, da, ține-o tot așa, că o să ieși pe drumul bun. Nu-i dai planurile, pentru că dacă i-ai dat planurile din prima, ar fi din punctul ăla de bătrânețe, de 60 de ani la 30 de ani, ar face mașina timpului. Ar face atunci. Și după aia, dacă e să se întoarcă în timp, se întoarce când e bebeluș. Se întoarce când e bebeluș și se uită la el. A, deci așa arătam ca bebeluș. Bebeluș fiind neavând memorie, el se uita la el în viitor și făcea, da, nu o să țin minte nimic din toată amintirea. Dar voi un pic să spun altfel problema, că gândește-te la, deci tu te sui mașina timpului, da, te duci în... Și la fel, chestia asta... 100 de ani în urmă sau 90 de ani. Nici nu se poate asta. Ba da, mă, poți să te duci cu 90 de ani în urmă și îl vezi pe micul tău bunic, bunicul tău care era foarte mic acolo și ce faci, îi fuți un stâncoaie. Până nu mai poate, îi distrugi tot sistemul reproductiv. Ce se întâmplă cu tine în momentul ăla? Dispari. Dispari? Deci ești de părerea unui singur, că sunt filozofii diferite asupra time travel-ului. Este aceea liniară cauzală în care dacă îți afectezi trecutul, îți afectează și viitorul? Da. Sau mai este cea cu versiunile viitoarelor divergente? Adică sunt practic niște, tu afectezi un univers paralel identic cu cel în care trăiești. Domnul Gheba, să haideți să vorbim pe subiect, că aberăm acum. Bă, deci, în primul rând că toată faza asta să te întorci în timp este stupidă pentru că, cum o văd eu, este stupidă pentru că nu poți să calculezi exact. Tu te întorci în timp, dar n-ai idee în ce timp te întorci, momentan. Păi cum adică momentan? Deci chestia aia că să... Momentan nu poți să te întorci deloc în timp. Da, știu, și tocmai asta zic, unde nici nu putem să ne întoarcem în timp, dar deja putem să ne întoarcem în timp exact. Stai, când ne întoarcem în timp prima dată, sunt niște experimente. Te întorci în timp și nici nu știi în ce timp te-ai întors, nici nu știi în ce univers te-ai întors, să zicem. Și nu e de parcă te întorci în timp și poți să setezi și locația cu GPS, vreau aici, că eu știu când...
te întorci undeva în timp și ajungi într-un spațiu și schimbi doar un singur cuvânt, o bârșie. Da, și mai mult decât atât, trebuie să te, n-ai nicio poză, niciun indiciu cum arată bunicul tău, trebuie să-l cauți. Nu e o chestie de ai nimerit și primul copil, nu te supăra, cum te cheamă? Eu sunt bunicul tău! Nu, este, nu e chiar atât de simplu domnul Gheba cu întorsul ăsta în timp, nu e așa cum crede toată lumea. Întorsul în timp nu e, de asta nu s-a inventat, că nu e simplu. Păi eu știu, dar hai să zicem că suntem într-un viitor în care avem control de plin al... Bun. Ok. Să zicem. Poți chiar să zici exact așa. Unde, când, chiar. Da, și de unde știi tu că, unde, bine, ok, de unde știi tu unde e bunicul tău copil? Că n-ai de unde, n-ai această informație. Mă întorc pe 22 mai la... Bunicul meu copil era pe la chilia veche. Bun, ok, te duci în chilia veche. Știi unde e casa? 1905, da? Mm-hmm. Ok, știi unde e casa? Da. Bun. Și te întorci acolo și... Prima chestie este, trebuie să ajungi la casa aia, trebuie să întrebi, nu vă supărați, Dumitru sau cum îl chema, unde e? Și după aia îl găsești, să zicem, după o zi de căutări, 2-4 ore. Bă, stai puțin, mă. Eu acum mi-am dat seama, bunicul meu n-avea 2 degete. Mă gândesc, poate că într-un viitor vreau să testez acest paradox și mă duc și găsesc acolo și ajung la casă și întreb unde e Vania și iau un topor. Și dau să-l atac pe bunicul meu, dar doar îi tai 2 degete. Și da, îmi dau seama că nu-i bine și mă întorc. Poate că eu sunt cel care e de... Da, cred că nu. Ok, dar auzi, chiar că dacă ai, deci aveam aparatul ăsta care funcționează. Unde, în ce perioadă și în ce local lumii te întoarce în timp? M-aș întoarce, sincer, în, m-aș duce în vremea Buddha și a vedelor. Ok. Atunci m-aș duce. Da, dacă ar fi să mă întorc, bine, sincer, eu aș face altfel cu călătoria în timp, dacă okay. mă întrebi. Eu aș folosi călătoria în timp doar ca mijloc de transport în prima dată, în prima fază. Vreau să mă întorc cu o săptămână înainte în Japonia să fiu. Și să... Ca să nu mai dea concedii. Ca să... Da, să nu mai iau avionul să mă duc 10 ore, știi, cu, sau 12 ore cât fac până în Japonia, cred că mai mult. Și să mă duc să mă teleportez în timp direct în Japonia. Se poate? Da, dar de ce nu folosești doar teleportorul? De ce nu folosești și... De ce strici bunătate de mașina timpului? Da, vezi, asta, m-am luat-o degeaba. Eu asta m-aș trezi, gen, aș folosi-o la modul, bă, trebuie să mă duc la muncă la ora 9, dar vreau să dorm și eu mai mult, știi? Dorm până la ora 12 și după aia te teleportez la muncă la ora 9, în ziua aia. Genul ăsta de chestii aș face. Ah, da, sau uite, dacă vrei să dormi mai mult, da. La fel, folosești mașina timpului, deci și dormi zici ce am zis 3 eu. Ore. Stai în 3 ore și mai te întorci cu 3 ore înainte ca să mai dormi 3 ore. Și asta ziceam. Și ai dormit 6 și mai te mai întorci în timp 3 ore și ai dormit 9. Păi dacă te întorci 3 ore în timp, încă mai ești obosit? Păi nu. Nu mai tu ești. Nu mai ești obosit. Dar ai dormit 3 ore, ce? Nu mai intră 3 ore. Intră 3 ore frumos. Așa și face chestia. Sau la fel, dacă fac sex cu soția mea și îmi dau drumul repede, mă întorc în timp 2 minute și mai fac 2 minute. Sau nu. Mă întorc un minut 58 și îmi dau o palmă peste ceafă. Da. Deci de vremea vedelor, unde presupun pe Valea Gangelui, pe acolo, da. Nu? Da, da, da. Și da, ce era acolo așa mișto? Tradiția lor, îmi place foarte mult tradiția orientală. M-aș întoarce acolo să prind momentul când se iluminează Buddha, acolo m-aș duce. Sunt curios de cum arată omul, cum arată o Buddha când s-a iluminat sub copacul. Cum ar fi dacă te duce și efectiv ce vorbeam despre așteptări și da, te duce exact. Și ar fi, bă, stai, s-a prășit cumva? S-a bă, prășit. Stai, nu vine să cred. Ce să fie doar un speaker motivațional. Mamă, de ala, exact, să fie cu cele mai mari platitudini. Universul este una cu spiritul tău care e bine. Și tu zici, bă, serios? Mamă, deci te bunești ești oamenii. Efectiv bujor de la Omega. efectiv. Și să aibă și o voce așa când vorbești. Fiți una cu calea că...
Da. Îmi pare rău, cred că v-am trezit un pic acum. Da. Dar drăguță teorie cu mașina timpului, chiar a fost, m-am uitat la Terminator, ultima parte. Și este foarte amuzant. Era cu Sigourney Weaver? Nu era cu Sigourney Weaver, este cu actrița din Mama Dragonilor, cu Khaleesi, da. E, și a fost foarte amuzant, pentru că a fost exact o chestie dintre asta de s-a întors în timp, dar bă, știi cum... Terminatorul, da. Mamă, deci erau la un moment dat, se întâlnise el și când era cu tot bunic și copil, erau toți acolo, eram, da, mai bă, cât puteți să mulgeți din săracul mașina timpului, călătorie. Deci nu cred că e vreun subiect mai disputat și discutat în SF-uri ca întoarcerea în timp. Chestia care nu cred că o să se inventeze niciodată. Nu cred că o să avem vreodată chestia asta, pentru că, nu știu, violează prea multe... Bă, violează atât de multe legi universale, încât nu cred că e doar un subiect de fantezat. Nu cred că se va întâmpla asta vreodată. Mie asta mi se pare că, adică, e ca și cum te lupți cu morile de vânt. Este o chestie Don Quixotică asta cu întoarcerea în timp. Care nu cred că o să se demonstreze, inventeze sau așa. Că n-ai cum. N-are cum. Decât dacă e Superman și te învârți în jur. Aia e singura chestie care, da, acolo poți să înțeleg. Bă, aia a fost cea mai ridicolă metodă de a călătorii înapoi în timp. Da. Efectiv. Da. O să mă învârt foarte repede în sens opus învârtirii pământului și voi trage după mine tot timpul. Da. Dar na, a rămas, o știm. Hai să-i mai lăsăm pe oameni cu un nou subiect de stand-up de nani. Da, mai avem sau vrei să văcăm un cântecel? Da, și... aș face niște stand-up. Stand-up de nani cu stand-up. Ați observat că... Stați așa, că acum ce altfel. Eu sunt un genul de om care nu știe cum funcționează foarte multe lucruri și mă bucur de ele așa cum sunt, cum au fost inventate și așa mai departe. Uite, eu nu știu cum funcționează becul fizic, efectiv ce se întâmplă, cum se aprinde el, cum pleacă de la întrerupător curentul până la bec, nu știu, dar mă bucur foarte mult că cineva s-a ocupat de treaba asta și mă bucur de el. Nu mai trebuie să știu cum funcționează, că a știut altcineva în locul meu. La fel cum eu mă bucur de toate funcțiile corpului fără să știu exact ce face. Eu nu știu exact ce face ficatul, dar ficatul își face foarte bine treaba. Eu nu știu ce face exact rinichiul, dar rinichiul își face foarte tare treaba. La fel, este și cum, de ce văd și așa mai departe, doar mă bucur că aceste lucruri funcționează. Că dacă ar fi pentru o zi să trebuiască eu cu mintea mea, știi, și cu propria mea voință să dau drumul, știi, când mă trezesc, să-mi aprind eu, să-mi pornesc toate funcțiile, mâna și așa mai departe. Ar fi un proces atât de complex încât sigur aș uita ceva. Sigur aș uita să dau drumul la rinichi sau aș lăsa piciorul ăsta, n-ar mai funcționa și aș merge într-un singur picior, că la ăsta am uitat să-i dau drumul, știi? Dacă e să mă masturbez, eu clar ceva mă opresc din... opresc niște procese și efectiv o să am mâna asta să stau așa, că nu știu ce să fac cu ea, nu i-am mai transmis semnale de stai relaxat, aș avea o mână așa, deci, și privire așa, deci aș fi cruciș în timp ce mă masturbez, că nu aș putea să controlez toate procesele astea. Și de asta, la fel ca și la bec, mă bucur că își face treaba corpul. Și dacă v-am trezit cu această observație și cu râsul ăsta isteric de nu puteți să mai dormiți, ne pare rău. Noapte bună.